Și am citit acum o știre care a apărut în Telegraf. Da, Telegraf. Zice așa. Organizația Mondială a Sănătății este sub presiune să retragă îndrumările pentru școli în care le recomandă copiilor mi să pună întrebări despre sexualitate și să exploreze identitățile de gen. Ghidul Organizației Mondiale a Sănătății spune că copiii cu vârsta de până la 4 ani ar trebui învățați despre plăcere, plăcerea atunci când își ating propriul corp, și masturbarea timpurie a copilăriei. Ghidul spune că educația sexuală începe de la naștere și este descris ca un cadru pentru factorii de decizie, autoritățile educaționale, de, tot, și de sănătate și specialiști. Da, sau de tot, da. Sfatul său despre cum să vorbești despre chestiuni sexuale cu copiii mici a fost adresat faptul de decizie din Europa și a fost tradus în mai multe limbi europene, inclusiv în limba română, și promovat la evenimente naționale și internaționale potrivit OMS. Sfatul propune ca copiii între 4 și 6 ani să fie învățați să vorbească despre chestiuni sexuale. Acest ghid recomandă copiilor a, păi adică. e bine că dacă încep de la 4 ani la 10 sau plictisit, nu-i interesează, probabil. Măi, ghidul S-au ghid... de tot, sincer. Ghidul OMS mai spune că uh, copiii până la 4 cu vârsta de până la 4 ani, ar trebui să fie învățați despre plăcerea uh, atunci, plăcerea atunci când își ating propriul corp, masturbarea, timpuria copilăriei. Dumnezeule, dar asta este sexualitatea. Deci e prăpăd aici. Un purtător de cuvânt al guvernului a declarat: Guvernul Marii Britanii nu recunoaște acest ghid al OMS și nu suntem de acord cu recomandările sale. Nu l-am distribuit sau promovat în școli. Oferim propriile noastre îndrumări pentru a ajuta școlile să învețe copiii și tinerii despre relații de sănătate. Ai auzit pe cineva din România să spună asta? Cum să zicem, să contradicem Noi, vreo instituție internațională, păi Doamne eu zic că nu are rost. Dar uh, fii atent, uh, nu te îngrijora că. Nu pentru tineri, nu are nicio valoare chestia asta. Oricum nu interesează să fie... Păi nu, e vorba de e... copii, de oameni ani. Copii, tineri și așa mai departe. nu interesează păi nu vorba toate de... prostiile astea. Aștia sunt niște ciudați care au prins această chestie că, domne, hai să avem și noi de lucru. Uh, în schimb, în general, copiii, tinerii, ce au da. de învățat despre sex, despre asta, învață de pe rețelele sociale. Nu trebuie să învățăm noi la școală, că oricum nu nu sunt receptiv la ce le spui la școală. În schimb, au alte preocupări. Toți tinerii din ziua de azi, eu m-am uitat pe niște studii, am plătit pentru asta ca să înțeleg. 86% dintre tineri întrebați, domne, ce vă doriți în viață, familie, carieră, nu știu. 86% spun bani. Deci gândesc altfel decât noi, nu e ceva de rău. Eu nu zic că e de rău sau de bine. Gândesc altfel decât noi. Uh, care este principala... Adică la... în România educată își doresc bani? Da. Păi e greșit. De ce e greșit? Păi în România educată... Păi, te... până la urmă, Iohannis ce a făcut? A făcut bani. A, n-am E știu. cel mai bun nu exemplu, nu? Mâncați. Case, mă rog. Case, cum a bani așa Noi n-am investit în copii, am investit în case Tu realizezi acum așa Că a fost jurnalist și eu că a fost un politic Nu, nu sunt sunt jurnalist, sunt jurnalist Și a... atunci sunt și eu un politic Ți-ți dai okay. seama că în orice țară din lume Cineva care făcea această declarație domnule, eu n-am investit în copii, am investit în case se termina cu cariera lui politică, și la noi a ajuns 10 ani președinte. Suntem o țară latină și ortodoxă în același timp. singuri, singura țară. Motiv pentru care apreciem un om că investește Motiv case, care investește în case în copii. Altfel Motiv... ne batem toți cu, Motiv cu... Pentru care alt cu... exemplu îți dau, sunt doi oameni care sunt foarte bogați și au lucrat toată viața la stat. Cei doi soți, nu? Da, mă rog, au dat și meditații. Uh, au dat și meditații. Sau și a fost impozate? Întreb, nu știu, poate nu. Impozitate. E impozată, am zis? C că e impozată, <grijin> am Au fost impozabile? <grijin> nu, nu, lasă ce vrei tu să le faci. Ideea următoarea. În schimb, în schimb, au cu totul alte preocupări legate de sănătatea mentală, de dreptul lor de a decide ei ce vor să facă. Asta ce probleme că le... au legate de sănătatea mentală? Uite, e o chestie care se răspândește foarte tare pe rețelele sociale. Dom'le, suntem uh, suntem nebuni, suntem suferinzi, suntem. Uh, adică, sincer să fiu, eu. Da, -așteptam. Și media, mas media încurajează chestia Eu mă aștept, -aștept. n-au nicio legătură, nu s-au uitat în viața lor la niciun televizor. Nu, nu -aștept -media, niciun vorbesc sead. de site-uri, vorbesc. Nu, nu, nu. A, nu, nu. On rețelele sociale. Nu, când toate vedetele din România vin și spun că au avut probleme de sănătate da. mentală, probleme da. și așa mai departe, da. automat nu se induce asta, pentru că ei, cei tineri, da. au și, și ei. Și eu mă așteptam, au... recunosc cu milioanele astea și miliardele cheltuite de domnul Iohannis pe România Educată, voi Dar să viitor, vezi... Termină cu chestia asta cu România Educată. Da, știu, e o înjurătură. E ca aia cu să trăiți bine al Iohannis, alu lui Băsescu. Dar eu mă așteptam tocmai să gândească o chestie atât de modernă să zică, că bă, hai să uităm de profesorii care au... Hai să ne gândim că acești copii și tineri nu mai au legătură cu noi, vin din altă lume. Și hai să vedem cam ce să... De exemplu, era o altă întrebare care mi s-a părut interesantă, și m-am dus după aia să vorbesc și eu cu copiii mei, să văd dacă așa e. Domne, vreți să faceți școală ca să. Nu. Răspunsul este: vreți să facem o școală ca să ne angajăm, adică să ne luăm o diplomă? Asta e bine. Adică, nu e că. Vă să, să înveți. Să, să facă bani. Și să, să facă bani, da? Asta nu e rău vorba. Ea, ta. Nu, stai puțin, nu. Școala nu e ca să înveți. Școala este ca să ție o diplomă din care să faci bani. Și bă, diploma nu ca să faci o carieră profesională, ci ca să faci bani. E, e, o, e o altă lume. E o altă lume care, pe care noi dacă ne deranjează, oricum o schimbăm. Dar mă așteptam tocmai să ne pregătim, să-i pregătim pe ei, să facem ceva, să pregătim profesorii. Suntem să pe cont propriu, îi pregătim uh, noi. Nu îi pregătim îi pregătim, pregătim noi. Da, da. Greu. Nu. Dăm exemplu propriilor copii. Îi pregătește copii. telefonul. Copiii noștri... Tel... Nu e neapărat, așa să spun? Copiii noștri. Unii copii da, alții pregătește Deci, nu copiii noștri lucrează telefonul. în străinătate sau studiază? Da. Cum da. crezi că lucrează în străinătate copiii noștri? Da, Eu am nu foarte ajută, multe nu. relații la Londra, nu? Adică, cunosc pe. Tu, cum -am Spania. Bun, copiii <laughs> noștri, pe baza studiilor pe care le-au făcut, se duc și dau concurs, dau angajare da. și așa da. mai departe. Da, de acord. dar, Bun, dar asta e important ca școala să-i pregătească să poată să ajungă pe un post pe care ei, sau într-un post pe care ei și-l doresc, nu? Nu e firesc așa? E firesc, dar nu mai funcționează așa. De ce să nu funcționeze? Și noi nu suntem pregătiți. Păi nu, dar trebuie școala. Pentru ceea Te ce Te cu profesorul Micla, asta spune. Domne, școala se scoate psihologia și logica. O tâmpenie mai mare nu există. Oamenii ăștia hmm. trebuie să știe chestiunile elementare de logică și de logică, în primul rând, și de psihologie. Că nu poate să deosebească nimic din lumea în care trăiesc, o știre falsă de una adevărată, un lucru și așa mai departe.